Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre lucrurile care merg bine în România pentru anumiți oameni, adevărat. Da, sunt scurte. Da, sunt scurte, exact. Cristian Georgică Celea, 67 de ani, fost general SRI, a fost numit în ianuarie, și am mai discutat asta la Europa FM, publicul probabil că își amintește, a fost numit în ianuarie de premierul Nicolae Ciucă în Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Da. Aici e vorba despre casa care finanțează practic din banii cetățenilor, evident, că guvernul nu face bani, nu produce bani, doar îi tipărește toate spitalele din România, practic cam 80% din fondurile spitalelor vin din cele 10 miliarde pe care are casa, o instituție foarte importantă, Casa de Sănătate, unde a fost numit acest pensionar, fost general al SRI, în poziția de șef în Consiliul de Administrație. Colegul meu, Răzvan Luțac, a descoperit că numirile, deci când sunt bani, sunt bani, domnule, la stat. Numirile nu s-au oprit aici. Da. A mai fost numit în încă o funcție. Bine, el, de fapt, uite, de asta nu pot fi știgle scurte, pentru că oamenii ăștia au foarte multe funcții. El este și consilier, e adevărat onorific al Ministrului Sănătății, dar dincolo de asta este, așa cum spuneam, în conducerea Casei Naționale de Sănătate și a fost numit și în membru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din Capitală, unul din spitalele de elită ale României, cu un spital cu 550 de paturi, dintre care jumătate de neurochirurgie. Este un spital supra-specializat în neurochirurgie, tratează cazuri oncologice, traume și alte afecțiuni neuro. Un spital foarte, foarte important și foarte bine dotat. Deci asta este prima știre. A doua știre, cu o altă instituție de, sau mă rog, aici chiar că nu e doar cu un om, ci cu o instituție de forță a României, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care în 2021 a dat în judecată, și asta este un caz pe care oamenii probabil că și-l amintesc așa, dar s-a terminat foarte interesant, imediat furnizăm știrea, a dat în judecată un dezvoltator imobiliar, o firmă, care făcuse la Băneasa, planificase să facă două blocuri care afectau antenele. Practic, făcuseră două blocuri, urmau să facă două blocuri, atât de înalte, lângă aeroportul Băneasa, încât afectau antenele STS-ului. Deci nicio legătură cu aeroportul Băneasa, care oricum era afectat, dar antenele STS-ului, între două antenele STS-ului, nu mai puteau funcționa. Și atunci, legătura. Și atunci, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, care este tot un general, numit de data asta de Claus Iohannis, se numește Sorin Bălan, a venit în instanță și a spus că este o amenințare la adresa Siguranței Naționale proiectul imobiliar respectiv. Între timp, în 2 ani de zile, STS-ul s-a răzgândit. Deși judecătorii au asumat să apere interesul public, au vrut să se înțeleagă cu dezvoltatorii imobiliari și au spus, ne înțelegem, și judecătorul a spus, nu vă puteți înțelege că nu e interesul vostru, e interesul public, așa că apărați-l. Bun, de bine ce l-au apărat, a pierdut procesul. Și știrea este asta, refuză să mai facă recurs, au spus că ne-au trimis un punct de vedere care este pur și simplu un fel de ofensă așa la neau peste picior, spun că apreciem grija, citez, și interesul manifestat de față de protejarea infrastructurii de telecomunicații speciale, asta la adresa noastră, jurnaliștilor care întrebam, și oricum să stăm liniștiți noi și în general publicul, pentru care întrebam că ei se ocupă de protejarea intereselor naționale. Deci cam astea sunt cele două știri. Deci unii vă duc bine și la privat, iată, cu dezvoltatorii imobiliari, și la stat când e vorba de un fost general al SRI. Apropo, cazul ăsta ultimul cu STS-ul, mi-aduce aminte, Luca, dacă ți-amintești, de un caz celebru în fotbalul românesc. Când Universitatea Craiova, nu aceasta, niciuna din cele două echipe, da, pe vremuri un pic, dar acum vreo 15 ani, dacă mi-aduc aminte bine perioada, a aranjat cu un alt club să-i dea un jucător, dar nu prin transfer, ci pur și simplu să-i dea să-l piardă la, între ghilimele, la masa verde, cum ar veni. Pur și simplu le-a dus aproape fără bani. Numai comisiile federate s-au sezizat. Către FCSB, nu? Dreptate... Da, cred că da, cred că da. Și-au dat dreptate Craiovei și i-au restituit jucătorul. Și declarația președintelui Craiovei a fost antologică, a rămas în istorie. A zis, dom'le, este inadmisibil așa ceva, cum a judecat federația. Să ne dea jucătorul nou înapoi. Să câștigăm noi. Este inadmisibil așa ceva. Bun, asta e și cazul STS-ului.
Ok. Și acum haide să câteva minute la chestiunea serioasă și nu că asta ar fi neserioasă, dar chestiunea care doare a zilei. Nu sunt bani pentru toată lumea. Pentru profesori înțelegem că nu sunt în continuare bani. Deci sunt bani pentru... Statul știe să se poarte cu clienții săi, știe să se poarte cu vechii săi clienți din serviciile speciale, secrete, dar cu profesorii nu știe să se poarte. Și... avem astăzi o discuție cu o profesoară de la Colegiul Gheorghe Lazar, care a formulat câteva puncte pentru care nu intră în școală, nu intră la ore, nu intră în clasa astăzi marți și spune că nu vor intra în zilele următoare. Și a sintetizat în această frază pe care Vlad poate vrei să o comentezi, poate ți se pare sau nu ceva de spus după ea. Arunc pe tine, pasez la către tine mingea, pentru că mie mi se pare că sintetizează foarte bine situația. Și spune Anda Irina Sturza, profesoară de filozofie la Colegiul Gheorghe Lazar din București, citez: greva nu e despre salarii, e despre faptul că sistemul se prăbușește sub mizeria salariilor. Ok, am înțeles. Și atunci să înceară nu doar salarii, ci și reformarea sistemului. Asta și cer oamenii de acolo. Mi adică, se pare că cer în primul rând salarii. Da, pentru că trebuie să înceapă de undeva. Ah, okay. Uite, foarte bine că e bine de știut că e doar începutul. Nu știu care sunt propunerile de continuare. Nu sunt împotriva măririi salariilor în educație. Dimpotrivă, cred că profesorii sunt plătiți prea puțin pentru cât muncesc. Dar sunt, de asemenea, susțin o reformă serioasă a sistemului de învățământ. Sunt de acord cu tine. Uite, unul din punctele pe care le invocă profesoara pe care citeam este cursul de formare continuă de calitate. O formare reală asigurată de sistem. Nu plătită din buzunarele noastre, cum se întâmplă în momentul ăsta. Că în momentul ăsta, spre deosebire, să zicem, de sistemul de sănătate, unde firmele finanțează, practic, congresele sau conferințele naționale și internaționale, nimeni nu se înghețe să finanțeze congresele și conferințele naționale și internaționale ale profesorilor. Nici firmele, nici statul. Mai ales statul, care ar trebui să finanțeze cu 6% din PIB, nu? Educația? Da, o și finanțează care... cu da, jumătate. Cu 2-1. 2,1% e cea mai mică, proporție din PIB din 2011 până acum. E adevărat, și PIB-ul a crescut. Știu că există contraargumente și argumente la adresa acțiunii greviștilor. Și noi publicăm azi în Libertate inclusiv argumentele părinților care nu sunt de acord cu ei. Sunt părinți care sunt de acord cu ei, dar am căutat, am găsit și am vorbit cu părinți care nu sunt nici aceștia puțini, care nu sunt de acord cu ei și care trag atenția, de exemplu, cu această generație care termină școala într-un fel sau altul, adică clasele terminale, a prins și pandemia, aproape 2 ani de zile, cu zeci și zeci de întrerupere ale școlii, a prins și această grevă care îi aruncă în incertitudine, deci există și perspectiva cealaltă. Contraargumentul profesorului este acela că totuși dacă vrei să stingi o grevă în calitate de guvern și dai unui debutant 3.000 de lei net, acum, prin creștere, cât timp nivelul coșului minim de consum lunar este 3.275 de lei, înseamnă că nu consideri în continuare educația o prioritate. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.